Ei sunt noua generație de aur a Corvinului. Aceasta este declarația pe care a făcut-o Bogdan Apostu, fost fotbalist al Corvinului și mare susținător al albalbaștrilor, după victoria obținută de Corvinul în fața FC Voluntari, scor 3-1. Corviniștii vor lupta în finala Cupei României la fotbal cu Oțelul Galați în 15 mai pe stadionul din Sibiu. Începând din această seară, ei sunt noua generație de aur a Corvinului. Ei sunt noua generație de aur a Corvinului pentru că tocmai au reușit cea mai mare performanță din istoria clubului. Iar vis-a-vis de atmosferă e ceva inimaginabil. Eu nu știu dacă mai există în România ca un stadion vechi, așa cum este al nostru, să atragă atât de mulți oameni meci de meci. E incredibil. Bravo lor, spiritul Corvinului nu a murit și nu va muri niciodată. Niște jucători fabuloși, un public incredibil și un primar extraordinar care a crezut în noi de la început. Foarte important. Ne felicităm între noi, ei pe noi ca și conducători, noi pe ei ca și jucători, dar sunt foarte, foarte fericit de faptul că am reușit să aducem, știu eu, un strop de fericire în orașul nostru. Multă lume fericită, multă lume bucuroasă, multă lume care a îndurat ploaia, să zic ce vreme este și, într-adevăr, asta înseamnă performanța, asta înseamnă munca, indiferent de orice proiect pe care vrei să-l pui în practică, totul nu înseamnă decât muncă. Cheia succesului este muncă. Ei au demonstrat în seara asta că prin muncă au putut să ajungă aici. În 15 mai, Corvinul Hunedoara va juca finala Cupei României la fotbal cu Oțelul Galați pe stadionul din Sibiu. Până atunci însă, albaștrii se întorc la jocurile din campionat și vor întâlni pe cei de la CS Mioveni mâine la ora 12:30 pe arena Mihail Klein.